Din nou, la știu, războiul din Ucraina nu privește doar Rusia și Ucraina. Pentru că atacul lui Putin deschide o cursă în armării la nivel global, mai mulți bani pentru arme, mai puțin pentru sănătate, pentru educație, pentru a combate schimbările climatice, crede istoricul israelian Yuval Harari. Empires are often the creation of a very small gang of people at the top. I don't think the Russian people is interested in this war. I don't think that the Russian people wants to conquer Ukraine or to slaughter the citizens of Kyiv. You know, Russia is a very rich country, rich in resources, but most people are very poor. I don't mean to say that he's going to suffer an immediate military defeat. He definitely has the military power to conquer Kyiv and perhaps the whole of Ukraine. Unfortunately, we might see this. But his long-term goal, the whole rationale of the war, is to deny the existence of the Ukrainian nation and to absorb it into Russia. And to do that, it's not enough to conquer Ukraine. You also need to hold it. And it's all based on this fantasy, on this gamble, that most of the population in Ukraine would agree to this. The only thing he's accomplishing, he's planting seeds of hatred in the hearts of every Ukrainian being killed. Every day this war continues is more seeds of hatred that may last for generations. The Ukrainians and Russians didn't hate each other before Putin. Some of the seeds of this war were planted in the siege of Leningrad. And now it gives fruit in the siege of Kyiv, which may give fruit in 40 or 50 years in more terrible. We need to cut this. We need to stop this. I think people should be liberated from the past, not constantly repeating it again and again. Ce ne spune Harari, nu numai în acest interviu, ci și în cărți, este că viitorul înseamnă imperii economice. Nu mai trăim în epoca tancurilor, a bombelor, a rachetelor, să auzim sunetul alarmei, da, sunetul sirenei, pardon. Nu înțeleg de ce ne dăm atât de mulți bani, de ce ne întoarcem în trecut, ne întoarcem în epoca aia în care trăiau bunicii noștri, bunicul meu care a plecat, străbunicul meu a plecat la război, nu s-a mai întors. Da? Nu înțeleg de ce suntem tot blocați acolo, de ce nu evoluăm. Ok, înțeleg că sunt state precum Rusia, precum Coreea de Nord, precum China, pe care n-ai cum să le controlezi. Dar ok, le lăsăm pe alea deoparte, le lăsăm pe alea deoparte și ne ducem noi digitalizarea asta, lumea asta nouă, evoluăm. Da, cu tancuri electrice, cum a zis Greta. Cu tancuri electrice, da, de ce nu? Știi, tu vorbești acum că parcă văd în acele cărți religioase, știi, cu exact cum spunea Nicu Ștefănuță, știi, că mielul și cu leu să zâmbească, să se iubească, stau iezii, se plimbă pe pași, știi, toate animalele înfrățite pe acolo. Asta este discuție. Sunt întrebări puse de sute, ce de sute? De mii de ani, da? Sunt în Biblie, Biblia este plină de războaie, da? Și nu s-a terminat niciodată ideea de război și va fi în continuare război. Și apoi nu mai poți... Eu înțeleg războiul, dar nu-l înțeleg la nivelul ăsta. Cu bombițe, cu tancuri, cu rachete, cu oameni morți. Nu. Vreau să-ți mă mai leg de o idee. Ai spus că vrei să ne gândim doar la viitor. Păi nu poți să te gândești la viitor excluzând complet trecutul. Pentru că, uite, găsim foarte multe chestiuni, da? De teritoriale, în primul rând, între, legate de popoare. Unii nu pot să accepte, da? Că altul stă pe un pământ al lui. Aceste lucruri trebuie definitivate, trebuie stabilite și abia apoi să mergi mai departe la viitor. Nu poți să ascunzi un gunoi sub preș. Acum sunt multe gunoi ascunse sub multe valuri de preșuri și de-aia ajungem în această situație. Atenție! Japonia a ieșit astăzi cu o idee care a arătat oarece agresivitate față de Rusia. Atenție că acele insulele Kurile, da, pe care le stăpâniți voi, au fost și ale noastre în trecut. Dacă este să ne punem problema, s-ar putea să ce? Deci, și Japonia a scos în evidență, până la urmă... complet greșită. Dă-l încolo de pământ, nu ne mai... Acum, de atâția ani, de zile, nu e nici cu John Lennon acum, că imagine all the people, cum, without countries,
cu de zeci de ani avem fiecare țara lui, da, știm unde ne-am născut, știm care ne sunt granițele. Pentru ce să ne luptăm pentru o bucățică de pământ? Uite, ne-a lovit pandemia în urmă cu 2 ani, ne-a lovit un virus pe care nu știam de unde să-l apucăm. Am jonglat cu tratamente, antivirale, pastile, vaccinuri și, mă rog, încă vrei să nu vorbim de război și mi-aduce aminte acum pandemia. Vreau să nu vorbim despre războiul ăsta, da, cu tancuri și învechit de acum 70 de ani și să vorbim despre ceea ce este mai real, despre problema climatică, să vorbim despre problemele astea medicale care sunt persistă, să avem grijă de spitale, să avem grijă de oameni bolnavi, să avem grijă să combatem bolile care nu pot fi combătute. Cancer, da, vorbim aici despre virusul HIV și despre vedem multe pe Macron, altele. Scuze să explicăm ce se întâmplă, îl vedem pe Macron, este primul meeting, de fapt, legat de alegeri, el este și anunțat, da, de ieri oficial, faptul că va candida la, nu, din, așa de vineri, este, președintele Franței, Emmanuel Macron, inițial astăzi trebuia să meargă în Marseille, dar din cauza faptului că a fost prins cu această situație cu războiul din Ucraina, știm foarte bine că era vorbit 2 ore cu Putin la telefon pentru o videoconferință, a preferat să rămână în Paris și a mers într-o comună din nordul Parisului. O comună, nu așa cum înțelegem noi comună. Un oraș, vorbeai da? De țări. Vorbeai de țări, mergem acum în cea mai mare țară din Europa, adică Uniunea Europeană. Avem un reprezentant al ei aici, Nicu Ștefănuță, și o întrebare grea dintr-un anumit punct de vedere. Poate Uniunea Europeană să aibă un curaj acum să accepte faptul că după aceste 12 zile de conflict Rusia-Ucraina sau Rusia-Occident, poate să zică, uie, că a început prost acest război, adică suferă oarecum față de poziția inițială, pentru că, ia uite, a dat înapoi din punct de vedere al negocierilor. Inițial a spus că Putin trebuie să cedeze și a venit de multe ori cu astfel de discuții. Retrage-te, nu intra, îți dăm sancțiuni economice și, până la urmă, ca o noutate din aceste zile, ultimele 2 zile, a apărut că, ia uite, ajungem să folosim din nou cărbunele, pentru că vrem să-i pedepsim pe ruși. Deși inițial, acum un an, de exemplu vara trecută, spuneam că gata, renunțăm la cărbune. Este aceasta o înfrângere? Eu îl iubesc pe Harari, dar chiar și el mai greșește. L-am ascultat foarte atent și nu am fost neapărat de acord cu el. Și la Mihail am fost foarte atent. Putem să zicem că nu plouă, dar asta nu îți va usca hainele dacă negăm faptul că plouă. Și cam așa în vena asta a spus și Harari, că el își dorește să trecem peste această epocă, să trecem peste războaie. Ei bine, natura umană a rămas la fel, din păcate. De exemplu, în materialul de dinainte vorbeați de Israel și de intervenția lui Naftali Bennett și altor potentați izraelieni. Ei au un interes foarte simplu. Rusia menține frâiele în Siria, nu? Și Siria menține Iranul departe de Israel. Deci o mână spală pe alta. Istoria nu s-a încheiat. Istoria rămâne în continuare activă. Chiar dacă nu ne place, chiar dacă ne-ar plăcea să mergem în club mai degrabă sau să facem ceva frumos cu viața noastră, să mergem în vacanță, din păcate așa este istoria. Și dacă Uniunea Europeană a fost prea soft, da, ăștia sunt, se numesc peace dividends, dividendele păcii. Atunci când, în loc să faci ca furnica și să strângi pentru vremuri grele, cheltui ca greierele, nu? Și peace dividends astea le-am cheltuit. Cum le-am cheltuit? Păi acceptând că Champions League e sponsorizat de Gazprom, cumpărând gaz cu nemiluita de la ruși și practic finanțând războiul acesta. Da, oameni buni, noi am dat bani în buzunarele lui Putin pentru acele tancuri pe care le-ați prezentat mai devreme. Mulțumim! Trebuie să vă gândiți și așa. Luăm o pauză, că trebuie să o luăm repede și promitem că revenim. Am promis că revenim și ne-am ținut de promisiune. Discutam aici despre acest interviu al lui Harare și tema războiului care
Da, ne domină cât de mult nu și-ar dori Mihaela, cât de mult nu și-ar dori de fapt nimeni de aici. Însă și vedem că investim foarte mult în arme, păi, da? Investim, știi ce, eu citeam un articol în RFI în urmă cu o lună, nu începuse încă războiul din Rusia și vedeam, mi-am și notat aici, în ultimul an și jumătate au fost 6 lovituri de stat în 5 țări africane, în Mali, Ciad, Sudan, Guinea și Burkina Faso. Deci, și acolo e nenorocire de ani și ani de zile. Și oamenii stau și se bat în continuare și se bat în continuare. Pentru că sunt niște lucruri nereglate. Este nerentabil războiul. Însă, atenție, este susținut și de alte forțe. Pentru că acolo este implicată, ia uite, și Franța, știi? Și forțele Occidentului și forțele Estului. Se întâmplă acest lucru. Haideți să-l întrebăm pe domnul Ștefănuță. Cumva, din cauza acestui război provocat de Putin în Ucraina, Uniunea Europeană și-a dat seama că are nevoie de, nu știu, de armele proprii, diferite de NATO, de armata proprie, de forțele proprie, de forța proprie. Știți de ce nu ne-a apăsat așa de mult de Mali și de celelalte conflicte, nici măcar de Siria? Pentru că erau departe. Pentru că erau departe și este un prim-ministru cunoscut al Marii Britanii care a spus despre cehi că este o nație departe despre care nu știm nimic. A faraway nation about which we know nothing. Chamberlain, 1938. Și iată că l-a lovit din urmă acea afirmație. A ieșit cu reputația pătată din istorie Chamberlain ca fiind un naiv. Și toți cei care cred că războiul este undeva departe, de fapt sunt un pic naiv, că ne atinge și pe noi, chiar și războiul din Mali. Și asta de lângă noi ne atinge foarte tare, că dintr-o dată e la casele mari ale europenilor, aici aproape, vedem ucraineni pe stradă, vedem în casele noastre, deja nu mai este atât de comic ca un război de departe. Și evident că Europa are nevoie de propriile forțe. Ați văzut că maghiarii, prin Peter Siarto, la un moment dat au oprit un transfer de arme către Ucraina. Păi cum facem? Ca în California Dreaming să oprească într-o gară din sudul țării tot convoiul NATO, un impegat oarecare? Deci nu putem așa. Războiul se desfășoară cu viteza luminii. Ne trebuie o integrare europeană. Nu mai trebuie să cumpere Slovenia un portavion și România altul. Trebuie să facem și niște achiziții comune. Trebuie să nu avem granițe. Nu putem sta ca un tank să se miște de la Constanța până la Riga și să facă 2 luni pe drum, să se blocheze eventual pe Valea Oltului. Deci nu așa merge și nu așa trebuie să funcționeze Uniunea Europeană a Apărării. Și pentru cei care mai sunt în panel cu mine, știu că poate mă vor contrazice, dar nu trebuie să o facem împotriva NATO, niciun caz, ci în cadrul NATO, că până la urmă NATO rămâne alianța cea mai solidă, pavăza noastră cea mai de preț, așa cum a spus Bogdan. Trebuie să o facem în complementaritate, că degeaba suntem 26 dacă 24 se ciondănă între ei. Mulțumim foarte mult. Da, hai. Și oarecum amuzant legat de ce a spus Nicu Ștefănuță, am văzut când au venit convoaiele americane acum o lună că au avut un blocaj pe drumurile de la noi, tocmai din acest motiv, că se întâmplă accidente, se circulă mai greu. Infrastructura asta specială pe care o avem noi în România aici, avem niște drumuri de toată jena. Să împiedicăm o invazie maghiară, probabil. Da, să ardem grânele și să otrăvim fântânile și drumurile. De-aia îi va fi greu lui Putin să intre pe aici, pentru că drumurile sunt deja destul de stricate. Mulțumim, Nicu Ștefănuță.